Este așa de minunat atunci când devenim conștienți de prezența Domnului, de harul Lui, de bunătatea Lui, de dragostea Lui. Și îți mulțumim Domnului că ne-a și în această dimineață. <coughs> Mulțumesc cântăreților care au făcut un job extraordinar. Știu că mulți sunt plecați în această duminică. Dar ce minunat este că dacă îl avem pe Domnul, parcă nimic altceva nu mai contează. M-am bucurat în această dimineață, mi-a făcut o surpriză tinerii de la Florida. I-am întâlnit, nu mi-au spus absolut nimic, am fost cu ei în aceeași biserică 10 ani de zile. Domnul să vă binecuvânteze! Fratele Vasi Candale, Urmează să fie în zona aceasta vreo două luni de zile cu geabă, o să vină și soția lui săptămâna aceasta, Andreea. Am fost la nunta lor chiar înainte de a ne muta noi din Florida aici și este așa o bucurie să vă văd. Mă bucur de ce face Domnul în voi și cu voi și vă rog să vă simțiți bine la noi cât timp stați aici. Vă primim cu tot dragul. <coughs> săptămâna viitoare, după cum s-a anunțat, o să intrăm într-o perioadă de rugăciune specială pentru a fi botezați cu Duhul Sfânt, pentru reumplerea cu Duhul Sfânt. Tinere, după cum ați auzit, weekendul acesta pleacă, sau weekendul viitor, pleacă, o să fie la North Carolina, la Winterfest. Acolo în fiecare an sunt tineri care sunt botezați cu Duhul Sfânt și Conferința aceea are, a avut până acum în fiecare an un impact deosebit și mă rog din toată inima ca să aibă un impact și anul acesta, pentru că anul acesta merg tinerii noștri și Domnul să impacteze pe ei și să vină cu un foc aprins. Titlul mesajului meu din această dimineață este Lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Uh, cred că este important de fiecare dată când facem ceva, vreo activitate, vreo slujbă uh, în biserică, să ne facem timp să ne reîntoarcem la temelia credinței noastre, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Este ușor să facem lucruri din obișnuință, din tradiție, chiar tradiție penticostală, dar cred că este mai important să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, care este Sfânt, care este perfect, la care nu poți să adaugi nimic, nu poți să scazi nimic, pentru că este perfect. Și vrem să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu să ne întrebăm de ce facem lucrurile care le facem. Cum ar trebui să facem lucrurile, slujba care trebuie să o facem? Când să o facem? Cine trebuie să o facă? Întrebări de genul acesta, ca să ne dea instrucțiune și uh, direcție. Acum, pentru a înțelege lucrarea Duhului Sfânt, în viața noastră, în viața credinciosului. <coughs> va trebui să ne uităm la două duminici din scriptură, la două evenimente separate care spun foarte mult. Va trebui să ne uităm la duminica învierii și să vedem lucrarea Duhului Sfânt din duminica învierii. Iar apoi să ne uităm la duminica cinzecimii și să ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt din Duminica Cinzecimii, care este un alt eveniment. Aceste două duminici, aceste două evenimente sunt importante în viața credinciosului. Uh, au un impact uh, deosebit. Amândouă aceste duminici, aceste două evenimente implică lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și cred că este important ca noi să înțelegem aceste evenimente. Aceste evenimente care sunt făcute de Duhul Sfânt în Duminica Învierii și în Duminica Cinzecimii sunt evenimente distincte, sunt diferite, sunt separate una de cealaltă. De fapt, au fost separate de șapte săptămâni. Și aș vrea să privim la aceste două duminici care vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt în ordine cronologică, în felul cum s-au întâmplat ele în viața apostolilor, în viața ucenicilor. Și prima duminică a fost Duminica Învierii. În <coughs> Ioan, capitolul 20, cu versetul 19, primim, primim relatarea la ce s-a întâmplat acolo. Ioan 20, cu versetul 19. În seara aceleiași zi, zile, cea din tâi a săptămânii era Duminica, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Și vedem aici lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Găsim pe ucenicii aceștia care erau într-o stare de dezamăgire. <coughs> Scuze. Erau într-o stare, se vedeau că l-au falimentat pe Domnul. Erau într-o stare de confuzie. L-au văzut pe Mântuitor vindecând bolnavii. L-au văzut că a deschis ochii orbilor, ceva ce n-a făcut nimeni de când este pământul. L-au văzut că a înviat morții din mormânt. L-au văzut umblând pe mare. Dar l-au văzut și prins, l-au văzut bătut, l-au văzut răsticnit, l-au văzut străpuns și l-au văzut mort. Și nu știau cum să împace aceste experiențe. Nu făceau sens pentru ei. Erau prigoniți, urâți, de frica iudeilor, stau cu ușile închise, adunați acolo. Aveau ceva în comun, dar nu puteau să dea înțelesul la cele ce s-au întâmplat. Și în contextul acesta, unde ei sunt adunați, într-un timp de confuzie, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu pot să nege. L-am văzut umblând pe apă. Nu puteau să nege. L-am văzut în vin morții. L-am văzut când a deschis ochii orbilor. L-am văzut Dumnezeu era cu el. Dar a fost răpuns, a fost răstignit și a murit. Și Domnul uh, intră în mijlocul lor dintr-o dată. Fără să bată la ușă, fără să deschidă ușa, stă în mijlocul lor și le spune pace vouă. Ceea ce aveau ei nevoie în acele momente. Întulburarea tulburarea inimilor și a gândurilor lor, a venit Domnul și să rostească pace. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. De ce oare le-a arătat Domnul mâinile și coasta sa ucenicilor în acele momente? A vrut să le dovedească, a vrut să-i convingă, eu sunt acela, m-ați văzut pe cruce, ați văzut când au, fost, când au străpuns mâinile mele, au văzut, ați văzut când a străpuns coasta mea. Eu sunt un trup același care a fost, dar un trup transformat, glorios de înviere, care acum poate să intre fără să-i deschidă cineva ușa. Trupuri care vom avea și noi când va veni Domnul din nou. Dar de ce e? era așa de necesar ca ucenicii să vadă mâinile străpunse și coasta punse, să nu mai rămână nici o îndoială că El a înviat. Credința în învierea Domnului Isus Hristos este absolut esențială pentru mântuire. Scrie Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt Roman, capitolul 10, cu versetul 9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă nu poți să crezi că Domnul Isus Hristos, care a fost răstignit, care a murit, a fost înviat din morți, nu poți să fii mântuit. Și ucenicii trebuiau să-L vadă pe Domnul Isus Hristos înviat și să creadă ca să aibă parte de mântuiri. Ucenicii l-au văzut, i-au văzut rănile și au crezut. Și spune cuvântul că s-au bucurat. Cred că that's the understatement of the year. Imaginați-vă bucuria lor să-L vadă pe Domnul Înviat. În momentul când ei au crezut că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, în momentul acela ei s-au calificat să aibă parte de mântuirea nou-testamentală. El era mielul lui Dumnezeu care era profețit din grădina Edenului, prin toate jerfele, din sistemul Vechiului Testament, de, prin lege. El era acela care arătau spre el. Și găsim pe Domnul în aceste momente, când ei l-au văzut pe Domnul și a crezut, spune aici că după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis Luați Duh Sfânt! Cuvântul aici a folosit pentru suflat este același cuvânt care este tradus pentru a sufla într-un instrument, într-un fluier sau într-un flaut. Domnul pur și simplu a suflat peste ei. Oare de ce a făcut Domnul Isus Hristos lucrul acesta? Dacă vă aduceți aminte de creerea omului din grădina Edenului, Geneza capitolul 2 cu versetul 7, spune că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a dat forma lui Avram, dar Avram încă nu avea viață. Adam, pardon. Adam nu avea viață. Dar spune că i-a suflat în ner suflare de viață și omul, Adam, și omul s-a făcut un suflet viu. Dar i-a mai spus Domnul ceva lui Adam. Geneza 2 cu versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mânci. De ce? Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce s-a întâmplat în momentul în care omul nu a ascultat și a mâncat? A murit. Moartea despre care vorbea Domnul aici, nu era moartea fizică, era moartea spirituală. Era separarea de Dumnezeu. Înainte de a ne întoarce noi la Dumnezeu, fiecare din noi, din punctul de vedere al Scripturii, era morți în păcatele și în fără de legile noastre. Din cauza păcatului adamic, spune Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Erați morți spiritual. Nașterea din nou se produce în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în noi, în ființa noastră, în inima noastră, în Duhul nostru. Și nimeni nu poate să fie născut din nou fără acest Duh al lui Dumnezeu. Acum ucenicii l-au văzut pe Domnul înviat. Au mărturisit lucrul acesta. S-au bucurat de lucrul acesta. Faptul acesta i-a calificat pe ei ca să fie mântuiți, să aibă parte de mântuirea nou-testamentală. Iar în momentul acesta, Domnul face ceva ce a făcut în Grădina Edenului. Se apleacă spre ei și suflă peste ei, ca ei să devină suflete vii, ca să producă nașterea din nou. Ceea ce au experimentat ucenicii în acest moment a fost un lucru extraordinar. Au trecut din moarte la viață. În ce moment? În momentul în care Domnul a suflat peste ei și în momentul în care a intrat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în ei. Dar observați, această experiență a nașterii din nou, care este făcută de Duhul Sfânt și nu se poate fără Duhul Sfânt. Această experiență a nașterii din nou nu i-a calificat încă pentru mandatul care îl avea Domnul pentru ei. Domnul le-a spus, cum a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Aveți un mandat, aveți o chemare. Dar nașterea din nou nu i-a mandatat pentru acea chemare. Găsim aici că evenimentul acesta e extraordinar, ei îl văd pe Domnul, au bucuria aceasta, sunt născuți din nou, nu a impactat deloc Ierusalimul în care locuiau. Ei au fost impactați. Viața lor a fost transformată, într-adevăr. Dar în zilele următoare care au urmat, când au mers la templu, când s-au închinat, când au umblat prin Ierusalim, absolut nimic nu s-a schimbat. De fapt, găsim pe Petru la câteva zile ce face Petru. Spune, eu mă întorc înapoi la pescuit. Nu era acesta mandatul lui să se întoarcă la pescuit. Dar s-a întors la pescuit. În timpul acesta, dintre înviere, din momentul în Duminica Învierii, când ei au fost născuți din nou, și până la înălțarea Domnului, Domnul le-a spus mereu și mereu ceva. Le-a spus, ceea ce ați primit, nașterea din nou, este foarte bine, dar nu este totul. Și spunea Domnul Iisus așa, Luca capitolul 24, cu 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Acum ei au experimentat nașterea din nou. A suflat Domnul Duhul Sfânt peste ei. Cu toate acestea, spune că mai este ceva care trebuie să primiți. Și spune, și iată că voi trimite în viitor. Urmează o altă experiență. Ce? Făgăduința Tatălui meu. Acum sunt atâtea făgăduințe în Scriptură. Atâtea promisiuni care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus spune, dacă sunt făgăduințe, este o făgăduință. Dacă este ceva care promite Dumnezeu, care vrea Dumnezeu, este o făgăduință, este aceasta. Și spune și iată că voi trimite peste făgăduința Tatălui, dar rămâneți încetate, rămâneți pe loc, până veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. O putere care nu ați primit-o în Duminica Învierii, Nu ați primit-o atunci când ați fost născuți din nou, când a fost produsă nașterea din nou. Și din nou în fapte, capitolul 1, cu versetul 4, spunea Domnul Isus: pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis Domnul Isus, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. A avut parte de nașterea din nou. Și acum Domnul le promite o altă experiență, un botez. Vă întreb, dacă ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt în momentul în care a fost născut din nou, de ce mai era nevoie Domnul să le spună să aștepte un alt eveniment ca să fie botezați cu Duhul Sfânt? nu ar fi nicio logică. Domnul le-a spus să aștepte acest botez cu Duhul Sfânt, pentru că doar după acest botez cu Duhul Sfânt, ei puteau ca să-și împlinească mandatul și chemarea care o avea El pentru ei. Fapte, capitolul 1, cu versetul 8, Domnul Iisus spunea, ci voi veți primi o putere când? Când se va pogrâ Duhul Sfânt peste voi și apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Știți că acestea au fost ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos înainte de înălțare? După aceste cuvinte s-a înălțat. Urmau să treacă încă 10 zile de la înălțarea Domnului și spuneci, voi veți primi o putere. Când? în momentul când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și după ce se pogoară Duhul Sfânt peste voi, voi care trebuie să fiți martori până la marginile pământului, odată ce vine puterea aceasta peste voi, veți fi împuterniciți, mandatați, să mergeți până la marginile pământului. Nu vi se pare trist că aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos să fie ignorate de o parte așa de mare a lumii creștine de astăzi. Se bucură oamenii de mântuire, de evenimentul Duminicii Învierii. E o bucurie extraordinară să fii mântuit, să crezi în jertfa Domnului Isus Hristos. În momentul acela, Domnul suflă peste tine și zice, ia Duh Sfânt. Intră Duhul Sfânt în nou, produce nașterea din nou în noi. Și este un lucru minunat. Și este un lucru extraordinar și nu negăm lucru acesta. Dar Domnul la sus mai este ceva. Mai este o experiență care trebuie să o ai. Și urmează a doua duminică. Duminica cinzecimii. Efeseni, fapte. Capitolul 2 primele 4 versete. Și spune că în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de dus sfânt. Și în momentul acela, au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. O altă duminică, o altă experiență. Cuvântul acesta a fi botezat înseamnă a fi scufundat, to be immersed în ceva. Și a fi botezat în apă nu înseamnă să fii stropit cu apă. A fi botezat în apă înseamnă să intri total în apă apa aceea să fie peste tot, deasupra, în jurul tău, peste tot, immersed, scufundat. A fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să ai aceeași experiență, dar nu în apă, în Duhul Sfânt. Te acopere, ești scufundat total în prezența Domnului, în Duhul Sfânt. Să fii botezat în apă, trebuie să te cobori în apă, ca să intri în ea. Să fii botezat cu Duhul Sfânt, este invers, vine de sus în jos. Se coboară de sus, peste tine. Și sunt trei faze la acest botez uh, cu Duhul Sfânt. Prima fază, Duhul Sfânt se coboară. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa. De sus a venit în jos și a umplut locul acela, prezența Domnului, într-un mod deosebit. A doua fază. Fiind scufundat în Duhul Sfânt, este umplerea cu Duhul Sfânt. C momentul când ești în prezența Duhului Sfânt, trebuie să te deschizi ca ceea ce este în jurul tău în care ești scufundat să intre în tine. Și există un moment de umplere care intră Duhul Sfânt într-un mod nou în viața credincioșului ca să te umple. Și odată ce ești umplut cu acești Duh Sfânt, urmează a treia fază. Începem să vorbim. Ceea ce a intrat în noi și este în noi, acum poate să iasă în afară. Și spune că au început să vorbească în alte limbi. Și spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 12, cu versetul 34. Căci din prisosul inimii, vorbește gura. Când intri în această prezență a Domnului și te umpli de Duhul Lui, când inima ți este plină de bucurie, toată ființa, ceea ce iasă afară este ceea ce ai înăuntru. For the mouth speaks what the heart is full of. Atunci când avem această experiență și Duhul Sfânt intră în noi și suntem umpluți de această bucurie, de această putere, de Duhul Sfânt, atunci când deschidem gura, ceea ce să afară este inspirat de ceea ce a intrat înăuntru, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți că noi credincioșii putem să ne oprim la oricare din aceste faze? Sunt credincioși care se opresc, de exemplu, la prima fază a mântuirii. Trăiesc o experiență extraordinară îl văd pe Domnul Isus Hristos prin credință și cred în jertfa Lui. Cred în jertfa Lui din toată inima și spun, da, Doamne, cred că ai înviat din morți, cred că ai murit pentru mine și îmi dau viața ție. Și în momentul acela, au experiența aceasta a bucurie când Duhul Sfânt intră înăuntru și face minunea aceasta, nașterea din nou, într-un singur moment, toată păcătoșenia noastră este transferată pe Domnul Isus Hristos la cruce. Și în același moment, neprihănirea Domnului Isus Hristos ne este transferată nouă. Noi suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, ceea ce nu ne aparține nouă, nu am câștigat-o noi. Îi aparținea Domnului Isus Hristos. El ia ce ne aparținea nouă, haina noastră mânjită, păcatele noastre, le ia asupra lui. În schimb ne dă haina lui a neprihănirii lui. Și ne bucurăm de momentul acesta. Și este un moment minunat. Și în acel moment ești mântuit și aparții lui Dumnezeu, fără îndoială. Dar mi se pare o tragedie ca să ne oprim la acel moment. Când Domnul are mult mai mult. Putem să ne oprim la nașterea din nou. Sunt oameni care merg un pas mai departe. Vin la stăruință, la rugăciune, pentru umplere cu Duhul Sfânt, pentru botezul cu Duhul Sfânt. Simt prezența Domnului, experimentează bucuria aceasta, dar nu primesc. Se închid. Uneori de frică, alteori pentru că sunt sceptici, pentru că au primit altă învățătură. Și am văzut și oameni de aceștia. Au venit de curiozitate. Parcă ar vrea ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, parcă-i frică de ce se întâmplă acolo. Și nu merg mai departe, rămân la faza aceasta. Alții merg un pas mai departe. Vin la, 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 la rugăciune, vin la locul unde suntem în prezența Domnului, se bucură și primesc această bucurie. Intră în inima lor. Dar când este vorba ca să deschidă gura și să vorbească, nu deschid gura niciodată. Și sunt oameni care au experimentat bucuria mântuirii, dar nu dau drumul la această vorbire niciodată. Duhul Sfânt se coboară, Duhul Sfânt ne umple. Dar aici noi suntem cei care vorbim. Și este o distinție importantă, spune. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească. And they began to speak. Inspirația ucenicilor pentru a vorbi în limbi venea de la Duhul Sfânt și spun că ei au vorbit după cum le dădea Duhul să vorbească. Partea ucenicilor și partea noastră este să venim la Domnul, să ne umple El cu Duhul Lui. Și atunci când Domnul ne umple inima, partea noastră este să dăm drumul la ceea ce a turnat Domnul în inima noastră. Din. Uh, Experiență fiind de mai multe ori, an de zile, la ser de rugăciune, la... am, ob... am observat pe oameni fiind botezați cu Duhul Sfânt. Și am observat că sunt oameni care merg la stăruință ani de zile și se blochează la faza aceasta. Și am observat la ei o gândire greșită. Și gândirea aceasta, spun, așteaptă, vin în prezența Domnului, vor să fie umpluți de Duhul Domnului, se deschid, dar vor ca ei să nu vorbească niciodată. Ar vrea ca Duhul Domnului să vină cumva și să-i forțeze. Ei să se audă vorbind în alte limbi fără voia lor. Ar vrea să se observe cum vorbesc dintr-o dată în limbă, dar ei să nu aibă nimic de a face cu lucrul acesta. Aici este un, un lucru care trebuie să înțelegem. Duhul Sfânt, Dumnezeu, nu trece niciodată peste voința noastră. Dacă vreți să vedeți cum lucrează Dumnezeu în viața noastră și cum lucrează vrăjmașul, aici chiar este un punct cheie. Domnul întotdeauna nu trece peste libera alegere a noastră, peste voința noastră. Ne îndeamnă, ne ajută, ne împuternicește, dar niciodată nu face ceva, ne împinge să facem ceva peste voința noastră, dar niciodată. Diavolul, în schimb, când intră în viața noastră prin păcat, prin Odată ce intră și își face întăritură în viața noastră, întotdeauna ne împinge să facem ceea ce nu vrem să facem. Am vorbit cu oameni care au căzut în păcat și spun, urăsc păcatul ăsta, dar nu pot să mă opresc. De ce? Diavolul are o întăritură în viața lor. Au nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu. Domnul are putere să facă ce vrea cu fiecare din noi, dar alege în dragostea lui, în bunătatea lui. De la început i-a spus omului, acesta este binele, fă -l. Ai dreptul să nu-l faci. A pus pe Israel și a spus, îți pun binecuvântarea și blestem în față, alege. Te îndemn, îți dau toate resursele, dar n-am să te forțez niciodată. Știți că nu este diferit deloc când este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Vine Domnul, El este dom El care, Cel care ne mântuiește, care ne spală păcatele, ne curățește, este cel care în bunătatea lui vine, ne umple cu Duhului cel Sfânt. Vine inspirația de a așteaptă de la noi să pășim prin credință. Și acum am asistat de multe ori și am văzut cum merg fazele acestea. Îi văd pe oameni când vin prima dată la rugăciune și sunt apăsați de păcatele lor. Și odată ce simt iertarea de păcatul lor și sunt conștienți că sunt îmbrăcați în haina neprihănirii lui Hristos, îi vezi că încep să au credință deja cred că Domnul chiar vrea să le dea lor Duhul Sfânt. Intră în prezența Domnului și când vine prezența Domnului, când se coboară de sus în jos peste ei, le vezi că se luminează fața. Încep să zâmbească, e o bucurie, radiază această bucurie. Când e inima umplută, îi vezi că deja vine impulsul ca să vorbească în alte limbi. Aici unii au ajutor să primească credința aceasta, să pășească mai departe. Dar am asistat la o persoană care am văzut în fiecare an era același lucru, ajungea până la punctul acesta. Dintr-o dată se oprea, cu fața în jos. Am stat de vor și am zis, dar ce se întâmplă? Și am zis, mi-a venit un cuvânt, dar m-am gândit la cuvântul ăla. Ce să însemne cuvântul acela? Dacă e de la mine, dacă... Și automat se opreau la această fază. Fraților, Duhul Sfânt întotdeauna lucrează cu voința noastră. Atunci când primim inspirația, trebuie să pășim mai departe prin credință. Duhul Sfânt nu o să vină niciodată să ne forțeze pe vreunul din noi să vorbim în limbi. Niciodată. Nici la botezul cu Duhul Sfânt, nici mai târziu. Duhul Sfânt nu o să vină niciodată la niciunul din noi să ne forțeze să profețim, chiar dacă avem darul profetic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Și vorbea Apostolul Pavel, spunea, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Și dorea, dorea ca toți să vorbească în limbi. Dar spunea, dacă e cineva la microfon, dacă conduce programul și vorbește în alte limbă, și nu este cineva care să interpreteze, ce îi spunea Apostolul Pavel? Să dea drumul mai departe? Nu, să se oprească. Mai bine să spui un cuvânt înțeles decât o grămadă de cuvinte care nu zidește pe altcineva, te zidește doar pe tine. Ce spune Apostolul Pavel? Noi avem control. Duhul Sfânt vine în inima noastră, în viața noastră, dar el lucrează întotdeauna cu voința noastră, cooperează cu noi. Acum, care este efectul botezului cu Duhul Sfânt în viața credinciosului? De ce este necesar? De ce avem nevoie de lucrul acesta? Ce se întâmplă în viața noastră? În primul rând, vrem, aș dori să vedem câteva lucruri. Toți care au fost botezați cu Duhul Sfânt în noul testament au vorbit în alte limbi, fără excepție. 2, toți cei botezați cu Duhul Sfânt au primit o putere pentru slujire care nu au avut înainte. Toți cei botezați cu Duhul Sfânt au primit un curaj supranatural care nu l-au avut înainte. Dacă înainte ucenicii trebuiau să stea cu ușile închise, da, de frica iudeilor, momentul când a venit Duhul Sfânt peste ei, a dispărut orice frică. Știți că atunci când vedem frică în viața noastră, este un semn că avem nevoie de o reumplere cu Duhul Sfânt în viața noastră? Când vine Duhul Sfânt în viața noastră, primim un curaj supranatural. Petru, cel care înainte s-a blestemat, a spus că nu îl cunoaște pe Domnul, de frică. N-a vrut să fie bătut și răstignit și el. Momentul acesta când a venit puterea Duhului Sfânt peste el, găsim pe omul acesta lui Dumnezeu, are un curaj să predice dintr-o dată la oamenii aceia care ieri era frică de ei. trebuie să remarcăm că acest curaj nu l-au avut după ce au fost născuți din nou. Cu toate că experiența nașterilor din nou, din Duminica Învierii, a fost un lucru extraordinar, dar puterea acestea, curajul acesta l-au primit când a venit botezul Duhului Sfânt peste ei. Apoi găsim că toți cei botezați au primit o înțelegere supranaturală în Scriptură. Fără vreo șcală de teologie deosebită, îl găsim pe Petru dintr-o dată, în momentul când a fost botezat cu Duhul Sfânt, începe și citează pe prorocul lui el și dintr-o dată știe exact ce însemna textul acela, care l-a spus eu el cu mult înainte. Citează pe prorocul David, citează din Psalmi, toate lucrurile acestea dintr-o dată fac sens pentru Petru. Fără consilii bisericești, fără nimic altceva, singura diferență a fost botezul cu Duhul Sfânt. Dintr-o dată scripturile i s-au deschis și a făcut sens pentru el. Și în momentul în care ei au fost botezați cu Duhul Sfânt, botezul acesta i-a mandatat, le-a da, le deschis ușa și a zis de astăzi înainte, acum puteți să vă împliniți mandatul, să mergeți și să propovăduiți scriptura până la marginile Pământului. Fiecare persoană care este aici și fiecare persoană care ne urmărește online, Domnul are un mandat pentru fiecare din noi. Mandatul care îl are Domnul pentru noi întotdeauna este peste puterile noastre omenești, peste înțelepciunea noastră, peste curajul nostru, peste abilitățile noastre. Și ne uităm și ni se pare, Doamne, dai prea greu, cum o să se întâmple lucrul acesta în viața mea? Prin puterea Duhului Sfânt care vine peste noi momentul care vine Duhul Sfânt, vine puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și odată ce Petru a, a intrat în slujba aceasta după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, nu mai găsim pe Petru niciodată că s-a întors vreodată din nou la pescuit. A știut din momentul acela, slujba mea este să fiu pescar de oameni. Și a predicat cuvântul Domnului. Apoi, Botezul cu Duhul Sfânt a avut un impact instantaneu. Dacă atunci când ei au fost născuți din noi nimeni din afară nu a știut, momentul în care ei au fost botezați cu Duhul Sfânt, tot Ierusalimul a știut. A avut un impact instant și găsim în versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui, a lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Care a fost diferența? Botezul cu Duhul Sfânt. Și aș vrea să ne uităm la aceste două evenimente, la aceste două duminici și să le vedem paralelul lor în viața noastră. Ce ne oferă Duminica Învierii? Duminica Învierii ne oferă pe Hristos Înviat. Duminica Cinzecimii, evenimentul acesta, ne oferă pe Hristosul Înălțat, pe Hristos proslăvit la dreapta Tatălui. Duminica Învierii, învierii ne dă Duhul Sfânt care produce nașterea din nou. Intră Duhul Sfânt în nou și produce nașterea din nou. Duminica Cinzecimii ne oferă botezul cu Duhul Sfânt care produce putere care ne împuternicește pentru slujire. Observați că aceste două experiențe nu se contrazic. Se completează una pe cealaltă. Faptul că cineva a experimentat nașterea din nou duminica învierii. Aceasta nu înseamnă că nu are nevoie de cealaltă experiență, de duminica cinzecimii, a botezului cu Duhul Sfânt. Uh, sunt oameni care spun, eu am primit botezul cu Duhul Sfânt când am fost născut din nou. Da, ai primit Duhul Sfânt, pentru că prin Duhul Sfânt în momentul acela ai fost născut din nou. Dar nu poți să spui că în momentul acela ai fost botezat cu Duhul Sfânt, pentru că este un alt eveniment. Și aici teologii cred că au nevoie de onestitate intelectuală. Să se uite în cuvântul Domnului și, și dacă nu ne convine, cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Știți că experiența aceasta a Duhului Sfânt nu este o experiență opțională? Am, am auzit păstori, chiar și de la frații Pentecostali, care spunea, știți cum cu Duhul Sfânt e? ca și cum ai avea o roată de rezervă. Nu știi când ai nevoie. Mi se pare o insultă la adresa Duhului Sfânt o astfel de expresie. Duhul Sfânt nu este o roată de rezervă. Spunea Domnul Iisus în fapte, capitolul 1, cu versetul, uh, capitolul 1, versetele 4 și 5, pe când se afla Domnul cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis, ați auzit-o, că-și veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce a spus Domnul? E opțional să rămâneți la Ierusalim. Ați avut experiența nașterii din nou, sunteți mântuiți, ați fost îmbrăcați. Nu, spune că le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Dacă ne uităm în faptele apostolilor de la capitolul 2 încolo, oricând se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt în Scriptură, întotdeauna se referă la botezul cu Duhul Sfânt însoțit cu semnul acesta al vorbirii în alte limbi. De fiecare dată, în fapte capitolul 8, Găsim aici pe Filip care uh, se coboară în Samaria. Și aș vrea să vedeți că aceste două evenimente nu au fost doar la început pentru ucenici, ci în continuare pentru cei la care s-a vestit Evanghelia. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și ce a făcut? Le-a propovăduit pe Hristos. Fapte 8 cu 12 apoi. Dar când au crezut. Când cei din Samaria au crezut, au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Isus Hristos au fost botezați, atât bărbați și femei. Ce s-a întâmplat acolo? Li s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, că Hristos a murit pentru ei, că au șansa să fie mântuiți, că mâna de dragoste, de pace a lui Dumnezeu este întinsă spre ei. Samaritene au primit acest cuvânt și au intrat în apa botezului. Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost mântuiți. Au experimentat Duminica Învierii. L-au primit pe Domnul Isus Hristos în inima lor. A venit Duhul Sfânt în inima lor și a produs nașterea din nou. Spune versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Dar de ce a trimis la ei pe Petru și Ioan? Nu s-au mulțumit cu faptul că oamenii aceștia l-au primit pe Domnul Isus Hristos în inimă, că au fost mântuiți, că au experimentat nașterea din nou. Nu. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. De ce s-au rugat pentru ei, dacă erau mântuiți? Ca să primească Duhul Sfânt, ca să primească a doua experiență. Și spune ce, versetul 16 căci nu se coborâse încă peste nici unul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și ce s-a întâmplat? Au primit Duhul Sfânt. Două experiențe diferite. Samaritenii au fost botezați, au trăit experiența nașterii din nou, dar au venit apostolii și apoi au trăit a doua experiență. Fapte capitolul 10, cu versetul 44, găsim același lucru în casa lui Corneliu. Oamenii aceștia au primit cuvântul, dar experiențele din nou sunt diferite. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coporât Duhul Sfânt peste toți cei îl ascultau. Cum s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Toți credincioșii tăiați în prejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că Duhul Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar cum au știut ei că Duhul Sfânt s-a răvrsat peste ei? Căci i-auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate opri apa. Oamenii aceștia au trăit această experiență și Petru a recunoscut faptul că ei au fost botezați cu Duhul Sfânt în momentul în care ei au vorbit în alte limbi. Iar apoi, fapte, capitolul 19, cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Acum, Apostolul Pavel, care a scris cea mai mare parte a Noului Testament, din întrebarea aceasta se înțelege că el vedea aceste experiențe fiind diferite una de cealaltă. Ce logică ar avea ca Apostolul Pavel să întrebe, ați primit voi darul Duhului Sfânt când ați crezut, dacă acestea erau la pachet, automat? Apoi, fraților, dacă acestea sunt două experiențe care Domnul vrea ca să le avem, ce trebuie să facem ca să fim botezați cu Duhul Sfânt? Ce trebuie să facem ca să Fim reumpluți cu Duhul Sfânt. Știți, prima fază este aceasta a pocăinței. Spune în versetul 37, fapte capitolul 2, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși și nimeni și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce trebuie să facem? Ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și apoi fiecare să fie botezat. Pocăința aceasta înseamnă o schimbare în gândire. Lăsăm gândirea noastră și ne aliniem cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar gândirea aceasta duce la o schimbare în fapte, în atitudine, în felul cum trăim viața noastră. Trebuie apoi să însetăm, to be thirsty. Ioan, capitol 7, cu versetul 37, Domnul Iisus spunea Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, care este condiția? Să însetezi, să dorești să zici, vreau lucrul acesta. Să ai o foame pentru lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu, pentru botezul acesta. Trei, trebuie să venim la Domnul Isus. Dacă însetează cineva să vină la mine, atunci când noi venim la rugăciune, ca să fim reumpluți cu Duhul Sfânt, pentru botezul cu Duhul Sfânt, nu oamenii botează cu Duhul Sfânt, cel care botează cu Duhul Sfânt este Domnul Isus Hristos. El lucrează într-adevăr pe oameni, dar cel care botează este Domnul. Apoi îi găsim pe ucenici că erau toți în unitate într-un loc. Avem nevoie de unitate în familiile noastre. Avem nevoie de unitate în biserică. Și spune că deodată a venit din cer un sunet ca văjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Apostolii au primit Duhul Sfânt în timp ce ședeau jos. Asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm jos, să ședem dar vorbește de o stare a inimii unde noi avem pace cu Dumnezeu. Problemele păcatului din viața noastră sunt rezolvate. Problemele care le avem cu oamenii sunt rezolvate. Suntem într-un loc de odihnă în ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Problema păcatului a fost rezolvată, problema cu cei din jur a fost rezolvată. Avem pace cu Dumnezeu, avem pace cu cei din jur. Și în acest loc de odihnă, de pace, este locul care se pogoară Duhul Sfânt. Și apoi trebuie să bem. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și să bea. Uh, Mi-aduc aminte la Florida, eram tineri aceștia, cunosc seriile de stăruință de acolo. Uh, de cele mai multe ori aveam tineri de la bisericile baptiste din zonă. Biserici cu care am avut și până astăzi sunt relații extraordinare. Am predicat în bisericile acelea. Avem... Dar doctrina este diferită când este vorba despre botezul cu Duhul Sfânt. Și am observat la ei, veneau în locul acela. Parcă voiau să se bucure, dar de altă parte duceau o frică. Dacă ceva nu-i corect. Și țin minte în discuțiile care le-am avut cu ei, le-am spus, Faptul că ai dorința aceasta este bună. Faptul că ești precaut și lucrul acesta este bun. Știi ce? Roagă-te lui Dumnezeu și spune așa. Doamne, dacă lucrul acesta este de la tine, te rog cu orice preț să-mi-l dai. Și dacă lucrul acesta nu este de la tine, te rog să-mi arăți lucrul acesta. I-am zis, crezi că Dumnezeu ascultă rugăciunea care este rostită dintr-o inimă sinceră? Și lucrul acesta a făcut sens pentru ei. Și la una din serile acestea de rugăciune, unul din tineri care a venit de la Biserica Baptistă, în timp ce se ruga, a dus și el lupta aceasta, i-a dat Domnul o vedenie. și a văzut cum uh, două mâini albe se coborau spre el. Și fără să gândească, când a văzut în mâinile acelea albe în vedenie, a întins și el mâinile spre mâinile albe. Când a atins mâinile albe, în momentul acela a venit inspirația și a început să vorbească în alte limbi. Fraților, atunci când venim la Domnul, trebuie să bem. Trebuie să venim în prezența Domnului și să-l primim pe Duhul Sfânt din toată inima, cu tot sufletul, să intre în inima noastră. Și Domnul, dacă însetează cineva, Domnul vine și dă apă. Apoi trebuie să dăm drumul la inspirație în momentul când a venit bucuria aceea în inimă. Spunea Domnul Isus. În Luca, capitolul 11, cu versetul 19. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Deci, vi la tata și spui, uite, mi-e foame, dă-mi o pâine și să-ți dea o piatră. Nimeni nu face lucrul acesta. Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe. Îi cere un pește să mânci un pește și îți dă un șarpe care te mușcă și te înveninează. Care tată ar face lucrul acesta? Sau dacă îi cere un ou, se dea o scorpie. Ce face scorpia? Înțeapă. Și Domnul Iisus ne dă tălcuirea la aceste versete și spune, deci, concluzia, dacă voi care sunteți răi, când vă cer copiii voștri ceva, știți să le dați. Știți să dați daruri bune copiilor voștri și voi sunteți răi. Comparați cu Dumnezeu, voi sunteți răi. Noi nu suntem buni comparat cu Dumnezeu. Cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt cui? Celor ce cer. Atunci când noi venim în prezența Domnului să cerem Duhul Sfânt și venim cu sinceritate, bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu vom primi niciodată un șarpe, nu vom primi un scorpion, nu vom primi o piatră. Ceea ce vom primi va fi Duhul Sfânt. Experiența fiecăruia este unicată. Eu aș vrea și doresc din toată inima ca în săptămânile care urmează să însetăm toți. Fraților, toți avem nevoie să fim reumpluți de Duhul Sfânt. Știți că Duhul Sfânt nu ne va întoarce pe niciunul și va zice pentru tine nu. Avem timp până atunci să ne rezolvăm problemele cu Dumnezeu. Dacă este vreun păcat ascuns în viața noastră, să-l mărturisim înaintea Domnului. Dacă sunt relații care trebuie rezolvate, să le rezolvăm să ajungem la locul acela de odihnă, unde avem pace cu oamenii, avem pace cu Dumnezeu. Și venim cu inimile deschise, Doamne, să le, umple, să le umple El. Și Domnul promite că dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima Lui vor curge râuri de apă vie, Domnul este gata să ne umple din nou cu Duhul Sfânt. În acest sens, vă invit să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului că noi însetăm, că dorim, să ne umpli pe toți cu Duhului Cel Sfânt și să umple El biserica Lui cu Duhul Sfânt și cu darurile Duhului Sfânt, așa cum stăm să ne rugăm.